E greu să descriu în cuvinte ceea ce simțim când vedem atâta lume alături de noi, că până la urmă și ieri au fost vreo 4.000 de suporteri. Ne bucur acest lucru, sunt foarte importanți pentru noi și când îi simțim așa aproape, ne bucură și ne face să dăm totul și pentru ei. Tu ai debutat exact după ultima calificare precedentă și ai trecut prin tot procesul ăsta care a dus la noua calificare. Fiind unul dintre veteranii lotului, tu ai simțit altfel faptul că în sfârșit ai reușit să ajungi la un turneu final și ce înseamnă pentru tine să parcurgi tot procesul ăsta și să ajungi acum aici? Da, este adevărat. Sunt de 8 ani la echipa națională. E prima oară când reușesc să mă calific la un turneu final. Mă bucur enorm pentru că asta mi-am dorit de când am jucat primul meci pentru echipa națională. A fost un parcurs greu, dificil, cu multe eșecuri, să spun așa, și mă bucur că în sfârșit o să ajung să reprezint România la un turneu final. Ce ți-a zis tatăl tău? Că vor veni toți, nu? Toată familia, prieteni? Da, bineînțeles, vor fi și soția, fetița, părinții, prieteni, chiar prieteni și din Belgia. Era mândru, normal, pentru că cred că își dorea și el foarte mult lucrul acesta pentru mine, să ajung să reprezint România la un turneu final. Sper ca să fac pe toată lumea mândră de mine prin randamentul meu pe teren. Și la final, bineînțeles, că ne dorim să ajungem cât mai departe ca să facem sau să punem din nou România undeva sus. Răzvan, e mai bine că plecăm cu statutul ăsta de outsider? Dă jos presiunea de pe voi, nu știu, intrați poate mai relaxați, măcar mental, pe teren? Da, nu știu. Noi o să o luăm pas cu pas, o să o luăm meci cu meci și vom vedea exact unde ne vom clasifica după primele 3 meciuri. În rest, presiune, e normal să fie presiune. Până la urmă, la un astfel de turneu, imposibil să nu existe presiune, dar asta mi-am dorit de mic copil, să ajung să joc astfel de meciuri cu o presiune foarte mare, o miză mare. Și nu mă face decât să fiu fericit, să mă bucur de toate aceste momente. Răzvan, ai zis că simțiți o altă energie când vedeți oamenii care vin după voi, strigă după voi, vă cer poze, autografe, vă încurajează, dar atunci când vă huiduie, ce simțiți? Vă motivează mai mult, poate? Da, s-a întâmplat să ne huiduie doar după meciul amical cu Bulgaria. E normal, lumea, mai ales într-un meci amical, își dorește spectacol, își dorește goluri, dar din păcate nu am reușit să le oferim aceste lucruri în amicale cu Bulgaria și Liechtenstein și sperăm să îi facem fericiți și să le oferim momente de bucurie la turneul final. În documentarul lansat de Federație despre echipa națională, aproape de început e un mesaj al tău către echipă că te-ai săturat ca de 7 ani să stai acasă. Îți pregătești acum un mesaj în vestiar sau ți-l faci înainte sau e totul spontan sau cum ajunge să vă mobilizați voi pe lângă mesajul selecționerului? Și dacă acele mesaje de la începutul campaniei, evident, te-au făcut să-ți dea, nu știu, o altă putere, un alt spirit? Da, mă săturasem să stau acasă și să văd turneele finale la televizor. Nu, a fost totul spontan, totul spus din suflet, pe moment, adică nu-mi pregătisem nimic, nici nu știam că vom vorbi sau cu siguranță vom vorbi între noi și înainte de aceste meciuri, ne vom capacita la maximum ca să scoatem și să dăm tot ce avem mai bun din noi pentru a obține cele mai bune rezultate. Dar, cum am spus-o, dacă voi vorbi, va fi ceva din inimă, din suflet și cam atât, că în rest sunt și alții care vorbesc, care oferă mesaje puternice, mesaje bune care ne ating, mesaje care ne ambiționează, deci
cine, cu siguranță cine va vorbi din suflet și sunt sigur că vom fi motivați 100%. Răzvan, dacă vom avea penalti cu Ucraina, te bați să-l bați? Ești pe listă? Da, eu eram primul să bat și cu Bulgaria, dar Denis m-a rugat să-l las să bată, mai ales pentru încrederea lui, era și un meci amical, i-am zis bate Denis, niciun fel de problemă, dar așa a fost să fie, din păcate a ratat și... Da, cu siguranță dacă vom avea penalti, probabil voi fi primul pe listă. Mai ar mai întâi să joc, să vedem ce decide mister. Spune-mi, te rog, care crezi tu că e atoul nostru la acest campionat european? Grupul. Un sigur cuvânt, grupul. Răzvan, ce vrea să vezi de la tine și de la colegii tăi la primul meci? Un vestiar, poate pe tunel, înainte să ieși pe teren? Să se vadă, nu știu, foamea aceea de rezultate, acea dorință de a scoate lumea din nou în stradă. Asta îmi doresc cel mai mult, le-am și spus-o deja în perioada asta și cred că dacă noi vom avea aceste lucruri, cu siguranță vom obține rezultate mari. Care este mesajul tău scurt pentru fani, că vor fi români de peste tot în tribune? Să fie alături de noi, să ne susțină, să vină un număr cât mai mare, mesajele clasice, da, mesajele normale. Îmi doresc din toată inima să vină la stadion și în același timp să le oferim după fiecare meci motive de bucurie. Mergeți cu trenul spre München și Köln. Când ai fost ultima oară cu trenul? Pare așa o excursie spre un turneu european. Da, eu în Italia merg mereu cu trenul, adică în Italia se practică acest gen de excursie și sunt sigur că federația a ales așa pentru că este foarte, foarte confortabil. Va fi de neuitat drumul ăsta, nu? Așa. Da. Răzvan, 17 jucători din lotul Ucrainei au participat și la precedentul campionat european în 2021. Cât de mult crezi că va conta experiența asta în plus pe care o au ei în raport cu voi? Contează, bineînțeles, că le aduce un mic avantaj, nu? Dar și Slovacia până la urmă este calificată 3 turnee la rând la campionatul european. De Belgia nu mai vorbesc, deci cu siguranță toate cele 3 echipe față de noi au un avantaj pentru că au trecut prin un turneu final și știu ce înseamnă să fii la un turneu final. Dar cum am spus-o și o repet, cu multă ambiție și cu multă dorință putem compensa. Noi am făcut egal în ultima amical, ei au zdrobit Moldova cu 4-0, contează chestia asta pentru moral? Nu cred, sincer nu cred. Chiar nu cred, pentru că sau atâta timp cât știm ce avem de făcut pe teren, cu siguranță lucrurile și meciurile vor arăta total diferit față de ceea ce s-a întâmplat în meciurile amicale. Mulți dintre voi se gândește ce vor face din vară după Euro. Tu te gândești ce se întâmplă cu tine? Te întorci la Cagliari? Se prelungește împrumutul la Empoli? Vă spun sincer, în momentul de față nu știu ce se întâmplă, nu mă interesează. Gândul meu este doar la european și după european vom vedea. Momentan gândul meu este doar pentru a ajuta echipa națională să aibă rezultate, iar apoi vom vedea. Apropo important de acest lucru, ați vorbit și cu selecționerul ca în perioada aceasta să nu discutați de transferuri și de alte lucruri? Vi s-a transmis clar? Da, acest... bineînțeles, dar oricum nici nu cred că mai era nevoie să ne transmită mister lucrul acesta pentru că fiecare vine aici să dea tot ce are mai bun pentru echipa națională, iar după cu siguranță va vedea fiecare ce se va întâmpla cu cariera lui, că până la urmă vorbim despre carierele noastre.